Autoritățile din Europa, dar și de peste ocean au luat anul acesta măsuri de siguranță fără precedent ca să preîntâmpine orice incident nedorit în noaptea dintre ani. Alerta de securitate din cauza riscului terorist este mai ridicată ca oricând, mai ales în marile capitale europene, acolo unde zeci de mii de polițiști și chiar soldați sunt mobilizați ca să asigure paza cetățenilor. În urma valului de atentate din 2016 care a lovit Europa, forțele de ordine s-au mobilizat masiv ca să preîntâmpine orice act terorist de anul nou. La Berlin, capitală lovită de un atentat acum două săptămâni, în urma căruia au murit 12 oameni, două milioane de persoane sunt așteptate să petreacă în stradă. Mai puțin polițiști vor petrece de anul nou. Ei sunt chemați la datorie. Toate departamentele sunt la capacitate maximă, iar toți angajații sunt la muncă. În mașini de poliție, la la dispecerate. Muncim la capacitate maximă, lucru care nu s-ar întâmpla în alte nopți. La Paris, 100 de mii de polițiști și de soldați au fost mobilizați în noaptea dintre ani, în tot orașul. Doar pe bulevardul Champs-Élysées, 600 de mii de oameni vor celebra trecerea în 2017. La Bruxelles, focul de artificii va avea loc anul acesta în ciuda faptului că metropola a fost lovită de un atentat care a curmat 32 de vieți în martie. Măsurile de securitate însă sunt extraordinare pentru siguranța mulțimilor care se vor strânge în centrul capitalei Belgiei. Am impresia că atmosfera a devenit mai rece decât în alți ani după atentatul de la începutul anului din Bruxelles. Sunt mai puțini oameni pe stradă, iar atmosfera e mai puțin festivă. Mobilizarea forțelor de ordine este similară și la Madrid sau la Praga. La Milano au fost instalate controle de securitate. La Roma și la Napoli a fost interzisă circulația camioanelor în centru, iar în Statele Unite la New York, Times Square va fi patrulată de 8.000 de polițiști. Intrările în piață vor fi blocate cu ajutorul a 65 de camioane pline cu nisip, pentru a preveni atacuri precum cel de la Berlinor de la Nisa.